Cum să alegem un partener de viață după Scripturi și după voia lui Dumnezeu? Este necesară confirmarea prin Duhul Sfânt. Vreau să spun, până la căsătorie trebuie rugăciune, trebuie viață curată, că unul din bilete spune că sfințirea, cum să mă sfințesc? A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu păcii să vă sfințească, spune în Tesalonicen Pavel, trupul, Duhul și sufletul vostru să fie păzit întregi, fără prihană, la venirea Domnului. Asta înseamnă până la căsătorie, în tinerețe mă păstrez curat. Și apoi mă rog pentru această lucrare și când Domnul vede, categoric, El are timpul Lui. Toate lucrurile și-au vremea lor, îi și vremea căsătoriei. Și atunci, la vremea potrivită, sigur mă rog pentru aceasta și Domnul mă va canaliza. Vreau să vă spun, noi, din milă, facem multe lucruri. Mila trebuie să primeze în toate acțiunile noastre. Când e vorba de căsătorie, nu mă căsătoresc din milă. Căsătorii, pentru că au fost obligați în final să căsătorească, dar nu există dragoste. Pentru că au greșit tinerii și în final, sigur, s-au luat în căsătorie și apoi au apărut problemele. Deci trebuie să fie o viață curată, rugăciune și Domnul va canaliza tânărul, are metodele lui Domnul. Mă va canaliza. Căsătoriile sunt din dragoste, nu din milă. Două lucruri din milă nu sunt admise, eu le-am spus și la noi. Căsătoria nu-i din milă, nu mă căsătoresc din milă, din milă fac acte de caritate și ajut. Sprijinesc pe cei din jur. Și cel de-al doilea lucru, nu se pun lucrători din milă, nu pentru că mi-e milă de el. Lucrătorii trebuie, sigur, o deșifrare a voiei celui preanalt, cei chemați în lucrare. De aceea o căsătorie este din dragoste. Și aici mai este, sigur, încă o subliniere, este necesară confirmarea prin Duhul Sfânt când ne alegem un partener de viață? Eu, cel puțin, n-am conceput să nu am o călăuzire. Am călăuzirea eu? Am spus și soția mi-a spus, zice, fii foarte atent că mi-ai spus treaba asta și altă dată aici în biserică. Vis-a-vis de momentul în care noi ne-am căsătorit, înainte de căsătorie, eu am spus, uite, eu sunt de acord, tu ești de acord cu mine, dar să vedem ce spune Domnul. Și ea și eu, la fel am gândit. Și am avut nevoie. Sfatul Domnului a fost la fel. Mi-a dat cuvântul acela care pentru toate momentele grele prin care am trecut, o însemnat extraordinar. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, ăsta era cuvântul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Extraordinar. Să știi că viitorul este în mâna ta. Deci, da, Dumnezeu se implică, nu-i greșit. Eu, dimpotrivă, sfătuiesc. Sfătuiesc tinerii pe lângă această înțelegere de jos. Eu față de ea, ea față de mine, să fie și înțelegerea celui preanalt. Să o am și din partea lui. Atunci lucrarea, sigur, va merge înainte și vei fi binecuvântat.